inflație. Deci din meniul Analyze puteți să alegeți Bivariate Correlation. Ați făcut așa ceva? Aveți deschisă sursa de date? Ați ajuns aici? Faceți o dată cu mine? Da, doamna, spuneați că ne trebuie doar datele numerice, da? Pentru regresie, da. Adică nu trebuie să avem și numele sportului sau cum ar fi. Nu, eu l-am... Viteză și rezistență, nu e suficient. Da, 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 sigur, sigur, e ok. Putem face doar între două valori. Ok. Că eu așa am vrea să cresc, așa în bază. Da, dacă faceți o regresie lineară simplă, să zicem, verificați dacă viteza depinde de rezistență sau invers, dacă rezistența depinde de viteză, depinde cum e, nu știu cum e logic în educație fizică. Cred că rezistența depinde în funcție de viteză, că dacă alegi cu o viteză mai mare, reziști mai puțin, nu? Sau cum? N-ați zis că aveți două variabile, rezistență și viteză? Ba da, nu mai puteam scuzați. Dar nu, dar am pus, datele sunt diferite, nu am variabile de... Adică o să scriu rezistență și viteză, dar datele numerice le-am luat din altă parte. Nu are importanță de unde l-ați luat. Noi ne gândeam acum, adică eu încercam să îmi dau seama de analiză să faceți. Dacă rezistența să fie influențată de viteză, viteza de rezistență, v-am spus, adică pentru aceste aplicații puteți să folosiți date fictive. Eu nu verific datele, eu verific doar dacă ați înțeles principiul. Da. Sigur, dar... Asta pentru o regresie simplă. De exemplu, performanța sportivă poate fi influențată și de număr de genoflexiuni și de... Așa. Păi, ar putea fi măsurată în ranguri dacă nu aveți alt criteriu. Adică aici dumneavoastră sunteți specialiști. Cum adică nu merge? Ce nu merge? Să-mi trimiteți pe e-mail, vă rog să-mi trimiteți pe e-mail baza de date pe care vreți să o importați în SPSS, în acesta gratuit. Poate reușesc eu să vă fac importul și vă trimit înapoi. Dacă vreți, dacă nu, nu, nu e problemă. Așa, exact. Nu, după ce terminăm ora, după că acum nu putem în același timp cu toată lumea. Doamna, da, putem vă rog frumos de la început? Da, sigur că da. Deci, în primul și în primul rând, mergeți așa, în meniul File, Open, și alegeți baza de date pe care o aveți deja salvată. Eu v-am postat în platforma Blackboard, doamne, Ilias, un astfel de fișier. Cred că se numește sporturi dure regresie sau ceva. Patru sporturi, ceva în genul acesta. Se găsește la dumneavoastră în platforma Ilias. Dacă vreți să lucrați exact pe același document cu mine. Dacă nu, deschideți baza dumneavoastră de date. Mă rog, bază, nu-i bază, este tabelă. Sursă de date. V-am răspuns la întrebare, ați găsit pe platforma Ilias, aveți în seminarii un folder care da, se... Așa, bun. Da, da, da. Acolo, alegeți de acolo acel fișier, 4 sporturi, nu știu ce, la aplicația 4, m-am pus fișierul acesta, sporturi dure, nu știu ce. L-ați găsit? Cine l-a găsit, poate să lucreze în paralel cu mine pe acest fișier. Cine nu, are probabil altă tabelă pe care o folosește. Deci, în primul și în primul rând, deschidem tabela. Apoi, dacă sunteți pregătiți cu toții, mergem în meniu Analyze. Bivariate Correlation. Da, aștept.
Deci cine este, cine a reușit să deschidă tabela, mergeți în meniul Analyze Bivariate Correlation. Mai arăt o dată, Analyze Bivariate Correlation, ca să facem corelația Pearson. Aici pot să aleg jos two-tail sau one-tail. Ce înseamnă? Dacă merg pe ideea de two-tail, merg pe probabilitate de 0,05% de greșeală, probabilitatea de a greși, să zicem așa. Așa. Pe când dacă merg pe one-tail, merg pe, poate pe aceeași probabilitate, dar voi afirma ceva de genul că toate datele sunt ori spre coada din dreapta, ori spre coada din stânga. Atunci când greșesc. Pot să bifez flag significant correlation. Când bifez acest lucru, acest element e foarte important că te ajută să identifici repede acolo unde există corelație. Am observat că SPSS-ul acesta gratuit nu prea ține cont de el, dar SPSS-ul clasic ține cont și chiar te ajută mult, că te duci exact la steluță și analizezi doar steluțele, mai ușor un pic. Hai, cine mai e? Mai e cineva în urmă? Putem începe? Putem începe. Analyze bivariate correlation. Da. Mai aștept? Așa, bun. Așa. Acum eu aleg toate valorile mele, le trec în partea dreaptă. O să scot totalul pentru că v-am mai explicat odată. Totalul este suma acestora de aici și este inadecvat să îl analizez pentru că aș întreba ciupercuță într-un picior ghiș ciupercăcei, da? În sensul că e evident că va fi corelație între total și aceste variabile. Aleg two-tail aici, flag significant correlation, click OK. Și ne afișează acest tabel de corelații. Voi merge la ultimul rând. De ce? Pentru că vreau să văd care, dacă există corelația, dacă există corelație între rang, R-A-N-C, da? Și fiecare dintre variabilele de sus. Deci, și aici văd minus 0,57, minus 0,59, minus 0,63, 1,68, da. Puteți trebuie mai jos. Eu am doar două variabile, dumneavoastră aveți o grămadă și nu... Nu e problemă. Veți alege... Mă uit și eu. Ați rămas în urmă? Nu, n-am rămas în urmă. Am și eu tabelul, numai că aș vrea să știu la ce vă uitați, că nu înțeleg. Adică am un tabel. Așa. Bun, deci de principiu, haideți că acum vă explic. Deci de principiu, acest tabel, dacă tragem așa o diagonală de sus în jos, este identic partea de deasupra cu partea de desubt, da? Pentru că ia fiecare variabilă cu fiecare. Endurance cu endurance, endurance cu strength, endurance cu power, etc. Deci eu, practic, în acest tabel ar trebui să mă uit la valorile care sunt, aici au valori 0,00 sau mai mici decât 0,05. Astea ar trebui să fie deja însemnate, da? Cu steluță, da, văd că nu mi le-a făcut cu steluță, așa, și abia atunci pot să spun, uite, de exemplu, între flexibilitate și endurance nu am o corelație pentru că sigur este mai mic decât, e mai mare decât 0,05, deci asta sigur nu e bun. Între endurance și neuro, nu știu ce, iarăși nu am corelație. Între endurance și strength, am corelație destul de puternică, 0,47. Este sigur că e corelație între ele? Deci da, analizăm sigur dacă este mai mic decât 0,05
După aceea mă uit la valoare. Cât de, la valoarea îmi spune, să zicem, cât de mare ar fi corelația și dacă e pozitivă sau negativă. În cazul meu, eu m-am dus la ultimul rând. De ce? Pentru că pe mine nu mă mai interesează dacă puterea este corelată cu speed-ul sau agilitatea, cu durance-ul sau așa mai departe, ci mă interesează doar dacă rangul este corelat cu endurance-ul, rangul e corelat cu strength, rangul cu power și așa mai departe. De aceea m-am dus direct la ultimul rând. Dar în mod normal, dacă aveți, cum ziceți dumneavoastră, doar două variabile, atunci le luați pe fiecare în parte și vedeți unde există corelație, da? Așa. Și în cazul meu, imediat vă răspund. Imediat. Ajung să răspund și la întrebarea aceasta. Deci, mergând pe ultimul rând, la mine SIG-ul este mai mic decât 0,05 la toate. Deci pot să iau în calcul valorile acestea. De asemenea, observ că toate sunt cu minus. Adică atunci când rangul e mai mare, endurance-ul e mai mic. Adică când am rang 60, sportul respectiv necesită anduranță minimă. Când am rang foarte mic, de exemplu rangul 1, endurance-ul trebuie să fie maxim sau cât mai aproape de maxim, da? Asta înseamnă, de fapt, corelația aceasta, că dacă e negativă. Când e negativ, rangul scade odată ce crește endurance-ul. Rangul scade odată ce crește strength-ul. Rangul scade cu 63% odată ce crește power-ul. Rangul scade cu 82% odată ce crește agilitatea. Da? Acum eu am făcut corelația aceasta ca să aleg dintre cele 10 variabile pe acea variabilă sau pe acele variabile pe care să le introduc în modelul de regresie. Aici am 82, 79, deci cele mai mari valori sunt la agilitate 82 și la endurance 79. Deci pe acestea le pot introduce în modelul de regresie. O clipă să mai dau voie. Era cineva care s-a conectat? Ați înțeles de ce am făcut corelația? Deci căutați acele valori pozitive sau negative maxime, mai mari, de exemplu, decât 0,6 sau 0,8 ar trebui, mă rog, cât mai mari posibile. Deci eu practic acum, dacă vreau să fac o regresie lineară simplă, aleg dintre toate agilitatea. Uite, și merg o secundă să deschid sursa de date. Merg acum, nu faceți, doar vă uitați o secundă, analyze. Mă duc la regresie, dau pe regresie lineară și la variabila dependentă aleg rangul și la variabila independentă aleg agilitatea. De ce am ales agilitatea? Pentru că am făcut anterior coeficientul de corelație Pearson și la agilitate am avut valoarea cea mai mare. Da? La statistici bifez toate statisticile de aici, dar vreau și dau click pe OK. Am luat un pic înainte, dar deocamdată doar mă urmăriți și apoi mai refac pașii aceștia. O secundă. Și observ că am prima mea regresie, regresia lineară, cu un singur factor în care îmi dă R 0,82, R square 0,67, etc. Acum, pentru că eu am văzut că și agilitatea, nu, stați un pic, era la 0,68, speed-ul și endurance-ul sunt importante, mai fac încă o regresie lineară multiplă. Analyze, regression, linear, mai adaug, parcă era speed-ul și endurance. Da? Mai fac încă o regresie lineară și ce mi-afișează? Un al doilea model cu 0,92. Deci vedeți, pentru că am introdus mai multe variabile care influențează modelul, îmi crește și R-ul. Acum facem împreună. Ați înțeles de fapt am vrut să evidențiez? Corelația am făcut-o ca pas preliminar al regresiei lineare. Deci din corelație, din coeficientul acesta de corelație, eu aleg care dintre valori pot fi incluse sau pot influența mai bine modelul meu. E clar? Nu știu la ce să mă uit eu la baza mea de date.
exact, n-am înțeles. Adică da, dar, nu știu sigur, puteți să-mi dați un share la ecran? Oare trebuie să închid eu share-ul meu ca să puteți da dumneavoastră share la ecran? Sincer, dacă aș face asta, după poate și ceilalți colegi ar vrea să facă același lucru și mie că ar dura prea mult pentru toată nu lumea. Nu e problemă. Haideți să verificăm că așa învățăm de la unul la celălalt. Când luăm diferite cazuri în discuție, vreți să dați share? Vreți să închid eu share-ul meu ca să dați dumneavoastră share? Haideți că închid eu, stop presenting, și să ne dea colega share la ecran să vedem ce date are. Așa, imediat. Cum fac? Dau prezint acum. Da, aștept. Tot da. Ecranul sau o filă? Tot ecranul, da, nu contează acum dacă doar o fragment, o bucățică. Share. Dar nu mă lasă să apăs share. Choose what you like to share. Asta e o problemă serioasă, că asta înseamnă că nu putem da examen. Ba da, uite că vă lasă. Ba da, da, examen. Așa, bun. Și acum, imediat. Și acum deschideți SPSS-ul dumneavoastră. Așa, bun. Aveți viteză și forță. Dar și mai bun să arate la sport. Cum a spus dumneavoastră, rang, numai că eu am zis sport. Nu contează, stați un pic așa. Și aici avem sportul, adică acesta ar fi rangul. Sau ce? La sport ce ați spus? Rangul. Și de ce ați început cu rangul 8? A, nu știu. Nu e cu rangul 8. Stai să dau mai sus. A, ok. Am înțeles. Gata. Ok. Bun. Acum dau la aici, aici, practic, sport este rang la dumneavoastră și aveți viteză și forță. Bun. Deci rangul, în cazul dumneavoastră... deci știți ceva? Exact. Exact. În cazul dumneavoastră, SIGU este mai mare decât 0,05 și pentru viteză și pentru forță. Deci, aparent, nici viteza și nici forța nu pot influența rangul acestei... ele trebuie să... Deci, SIGU-ul acesta aici ar trebui să fie mai mic decât 0,05. Dacă ar fi mai mic decât 0,05, atunci ați putea introduce variabilele în regresia lineară. Așa, faceți o regresie, dar o să vă iasă o valoare de genul R pătrat să fie 0,1. Uite, chiar faceți o regresie lineară să vedem cât vă dă R pătrat. Deci, acum, o să dau eu share la ecran. Deci, dumneavoastră va trebui să schimbați datele. Opriți un pic share-ul. O să dau eu share la ecran. Așa. Trimite. Așa. Și în cazul acesta, dumneavoastră faceți tot aceeași pași. Analyze. Sunt curioasă să-mi spuneți ce valoare vă dă. Mergeți cu, acum toată lumea poate să lucreze în paralel cu mine. Analyze, regression, linear. Alegeți variabila dependentă în căsuța de sus, oricare ar fi ea, cum se numește la dumneavoastră. Deci la dânsa se va numi sport, ca așa a numit o dânsa. Și la variabile independente o să adauge avea forță și viteză, parcă, da? La statistic, dacă dăm click pe butonul statistic, bifăm să ne afișeze coeficientul, intervalul de încredere și R și ANOVA, da? Apoi dăm click pe continue și apoi dăm click pe OK. Eu nu mai dau încă o dată că mi afișează același lucru. Da? Ei, să ne spună doamna care avea lipsa aceea de corelație, da? Da. Ce valoare i-a dat la R? Punct 18? Nu, R square? Da. Sau care? Da, R square sau R? Da. R square e am 0,3. Adjusted R square 0,3. Deci, da, ascultați-mă un pic. Deci în cazul dumneavoastră, practic, varianța forței
și a vitezei explică doar 3% rangul, varianța rangului. Deci, cu alte cuvinte, forța și viteza, în dinamică, să spunem așa, nu influențează rangul. Adică nu ați acordat corect rangul în funcție de forță și viteză. Ok. Înțelegeți ce spun? Nu e nicio problemă, puteți să lăsați așa aplicație, dar important e să-mi spuneți interpretarea corectă. Deci forța adică și viteza eu nu influențează rangul. Nu. Din punctul de vedere al datelor pe care le-ați analizat dumneavoastră, da? Da. Că ele pot influența rangul dacă ar avea alte valori, da? Deci nu extrapolăm acum asupra tuturor datelor din lume. Vorbim doar de datele pe care le-ați analizat în tabelul acela. A, sigur, sigur, da. Pentru, oricum n-au legătură cu forța și viteza, de asta probabil nici nu au dat. Da, dar, exact. Deci dacă găsiți, poftim, nu contează. R pătrat square acesta explică varianța. Și R pătrat ajustat, în general, da, R pătrat ajustat este tot un R pătrat un pic mai exact. Deci și unul și altul spun același lucru, da? Dacă observați diferența între R pătrat și R pătrat ajustat, întotdeauna este foarte, foarte mică. Deci dacă spune oricare dintre ele, alegeți ca fiind valoare de interpretat, va fi corect. Trebuie să nu spuneți că, uite cum e modelul nostru, că 82% din varianța este explicată pentru că R este 82. Nu. În cazul meu, aici, al datelor mele, doar 67 sau respectiv 66% din varianța variabilelor independente explică varianța variabilei dependente. Deci doar în măsură de 67% valoarea am avut noi agilitatea, speed-ul și durance-ul explică varianța rangului. Ați înțeles? E cineva care a mai ajuns la un astfel de tabel? Ați reușit să ajungeți cu toții la tabelul acesta? Exact. Da. Aproximativ. O secundă. Deci, spuneți în primul rând acesta cu R pătrat, cât la sută din varianță este explicată. Și spuneți de asemenea că și tabelul ANOVA spune același lucru în sensul că având SIG-ul mai mic decât 0,05 și F calculat de aici mai mare decât F tabelar, cu, dacă noi am stat să-l căutăm pe F tabelar pe net, așa, deci putem spune datorită acestui SIG că ce am calculat noi, că modelul nostru este corect calculat, este semnificativ, da? Mai departe, aici, în tabelul al doilea, al coeficienților, avem tot așa un SIG pe care îl analizăm. Îi spunem că, datorită faptului că acest SIG e mai mic decât 0,05, coeficientul constantă sau intercept sau termen liber al ecuației de regresie este calculat corect. Acest lucru este confirmat și de testul T calculat, care ar trebui să fie mai mare decât T tabelar dacă ne-am uitat într-un tabel pe net. La fel spunem că coeficientul agilității, respectiv minus 7,42, a fost corect calculat datorită faptului că SIG este mai mic decât 0,05. Numai puțin, o să deschid un notepad, o secundă, dacă mai vrea calculatorul meu. La toate aceste interpretări le aveți în Excel. Deci le luați de acolo cu copy-paste și le adaptați
dați pentru sursa dumneavoastră de date. Deci eu practic aici, din aceste date, ce pot să scriu? Variabila rank este egală cu 65,74. Asta e ecuația de regresie. Deci la regresie trebuie neapărat să pun o ecuație, nu? Că de aceea am făcut 67,74. În cazul doamnei care, sau domnișoarei care a făcut ecuația de regresie cu viteza și forța și a dat o valoare atât de mică, practic ecuația nu și-are sensul, dar ea trebuie să o scrie doar ca să arate că știe să scrie ecuația. Așa. Aș putea pune plus, da, pentru că agilitatea are semnul minus, pun minus 7,42 înmulțit cu agilitate. Deci asta este ecuația de regresie pe care trebuie să o scriu eu în PowerPoint după ce, la interpretare, după ce afișez toate aceste tabele. Da? Scriu ecuația de regresie. Dacă merg cu modelul al doilea, uitați că aici am făcut o ecuație de regresie multiplă. Prima dată am făcut o ecuație simplă, acum am făcut o ecuație multiplă. În cazul acesta, ce avem? Rangul este 75,28 minus 4,12 pentru agilitate, minus 1,22 înmulțit, 1,22 înmulțit cu speed, minus 4,20 înmulțit cu endurance. Da? Asta este ecuația de regresie pentru o regresie multiplă. Într-o al doilea caz. Dacă luam și mai multe variabile în calcul, puneam aici minus nu știu cât flexibilitate, minus nu știu cât speed, nu ce mai aveam noi, mă rog, celelalte variabile pe care le aveam aici, da? Și ne dădea un alt coeficient etc. Deci interpretarea este asemănătoare. Dar asta trebuie să spuneți. Întâi, cât la sută din varianță, respectiv, uitați-vă, în primul model am 67, respectiv 66% din varianță este explicată de model. În al doilea am 84, respectiv 83% din varianță explicată de model. În general, când R pătrat, adică acesta, R-ul simplu, tot de aici. Când R este mai mare decât 0,95, abia atunci suntem siguri că modelul este, cum să spun eu, foarte bun, se apropie de perfecțiune. Mă înțelegeți ce spun? În general, în teza dumneavoastră, dacă vreți să susțineți cu tărie o idee și să demonstrați o idee, trebuie să obțineți un R dintre acesta foarte mai mare. 0,95 e bine să fie, măcar 0,95, da? Nu se poate spune că nu se acceptă un R de 0,92, doar că vedeți că în cazul acesta 16% din varianță nu este explicată de model. Deci e clar că ori am ales un factor care nu e corect, care nu influențează în mare măsură modelul nostru, ori ar mai trebui să mai adăugăm alți factori, cum e cazul nostru, că nu i-am luat pe toți cei care influențează modelul și de aceea n-am obținut un R mai mare de atât. Deci, acum pentru aplicațiile pe care le încărcați la mine, în platformă, la Ilias, nu cer să aveți un R dintre acesta foarte mare, dar pentru lucrarea dumneavoastră, pentru teza de doctorat, e bine să aveți un astfel de R mare ca să puteți să susțineți cu tărie ce susțineți dumneavoastră, ce afirmați acolo. Da? Da? Așa. Da. Bun. Așa.
Da. Exact asta veți spune și dumneavoastră, că nu sunteți statistician ca să puteți să spuneți acest lucru. Spuneți că ANOVA, sau mă rog, în cazul acesta, coeficienții aici sunt calculați de ANOVA, sunt de regresie. Mă rog, spuneți ceva de genul că coeficienții puteau fi estimați mai bine. De exemplu, în cazul meu, să zicem, coeficientul termenului liber este 65,74. Putând lua valoarea minimă de 58,70 și valoarea maximă de 72,78, cu o probabilitate de 95%. În cazul dumneavoastră, coeficientul este, să zicem, 6, nu știu ce valoare v-a dat acolo, cu o valoare minimă, să zicem, de 5 și o valoare maximă de 7. Dar nefiind un sig foarte mai mic decât 0,5, putem afirma că acest coeficient putea fi calculat mai exact. Adică intervalul acesta nu a fost calculat bine sau chiar coeficientul în sine, dar dumneavoastră nu aveți cum să calculați un alt coeficient. Doar spuneți acest lucru, că testul este semnificativ. Sigur, viteza și... Practic, ecuația de regresie nu e perfectă. Da, practic, ecuația nu e perfectă. La ce ne ajută o ecuație de regresie? Uite, de exemplu, aici avem rang egal cu 65,74, nu știu ce. Dacă eu, de exemplu, iau valoarea, ziceți dumneavoastră, 17 pentru rang, da? Trebuie să înregistrez aici, pardon, pentru agilitate. Valoarea 17 pentru agilitate. Nu știu dacă avem. Ia, stai să ne uităm în tabel. Ce valoare avem la agilitate? Uite, valoarea 7,75, da? Dacă iau această valoare. Sau dacă vreau alta care nu există în tabel, o înlocuiesc aici, în loc de agilitate, pun 7,75 sau 8,75 sau 9 sau cât așa. Uite, chiar ar trebui să fac calculul acesta, Elene, că sunt prea multe virgule. Să zicem că am avea aici doar 7 și aici doar 6, ca să facem un calcul mental. Agilitatea este 5, 7 ori 5 cât fac? Păi, uite că nu mai știu, 7 ori 5, 35, nu? Nici nu știu cât fac, că nu... Așa. Și din 65 scădem 35 și ne va da rangul 20. Deci, practic, eu pot să calculez rangul punând, înlocuind valoarea agilității cu orice valoare vreau eu. Deci eu pot să calculez rangul unui element înlocuind agilitatea. Înțelegeți ce spun? E o funcție, f de y egal cu f de x, înțelegeți? În care înlocuiesc pe x aici. Înlocuiesc pe x cu diferite valori. Odată x ia valoarea 1, odată 2, odată 3, odată 7, odată 9. Depinde ce valoare, pentru ce valoare vreau să calculez eu. Să zicem, știu că un sport, uite, schi alpin, are agilitatea 7,3. Eu nu cunosc rangul pentru acest sport și atunci înlocuiesc aici, în agilitate 7,3, înmulțit cu 7,44, scad din 65 și aflu care e rangul. Mă înțelegeți ce spun? De ce facem regresia lineară? Nu m-ați înțeles, nu-i așa? Exact. Alte variabile pe care nu le avem, să zicem, în tabel. Cunoaștem, să zicem, nu avem un tabel, lipsește unul dintre sporturi din tabelul nostru. Totuși, cunoaștem agilitatea pentru sportul respectiv. Dacă înregistrăm aici agilitatea și facem calculul, obținem un rang aproximativ. Un rang aproximativ, că nu e 100% corect, da? Că am zis că modelul nostru în primul caz era 80 nu știu cât la sută și în al doilea caz era primul 82 și în al doilea 92, da?
Deci, acum asta ar fi. Practic am făcut acum și regresia simplă și regresia multiplă. Dacă mai vreți, mai reiau o dată, uite, mai facem încă o regresie multiplă, în care pentru tot așa analyze regression linear și mai adăugăm un... Dacă le mai faceți încă o dată sau ca să... Haideți încă o dată, hai! Deci mergem în meniul analyze regression. Ați făcut întâi corelația? Întâi trebuie să faceți corelația. Dacă n-ați făcut-o, eu aștept pe toată lumea. Dacă vreți, eu sunt dispusă. Deci, prima dată meniul Analyze Bivariate Correlation, apoi meniul Analyze Regression Linear. Numai puțin, vă rog frumos. Da, aștept. Sigur că da. Din punctul meu de vedere, puteți folosi oricare dintre cele patru aplicații pentru examen. Ce v-am recomandat este următorul lucru. Pentru examen este bine să alegeți acel tip de aplicație pe care să-l puteți folosi în teza dumneavoastră de doctorat. De ce? Că dacă ați greșit ceva, mă rog, oricum nu se pune problema să ne, scoatem ochii sau etc. de genul acesta, dar ideea e că dacă eu observ că se poate îmbunătăți ceva la aplicația dumneavoastră, vă pot spune atunci pe loc și să țineți cont pentru momentul în care aplicați acel lucru în teză. Indiferent că datele sunt acum fictive, pentru că nu aveți încă datele adunate de la. Exact. Da, gândiți-vă ce tip de test ați vrea să aplicați și ce tip de analiză ați vrea să faceți care se pretează datele pe care urmează să le colectați și haideți pe acelea să ne jucăm cu ele un pic, știți? Să le analizăm. Oricum aveți adresa mea de mail și oricum atunci când faceți interpretarea înainte de teză puteți să mă întrebați. Și v-am postat acolo pe YouTube, dacă ați observat, trebuia să fac un folder special numai cu SPSS, dar n-am făcut. Așa, câteva înregistrări doar din SPSS. Deci SPSS-ul cu licență, cu toate facilitățile, că uitați, aici avem un meniu scurt, SPSS-ul are vreo 50 de facilități aici, numai la meniu Analyze, da? Așa, și v-am făcut acolo toți pașii, v-am înregistrat în pașii, ca dumneavoastră când vreți să faceți interpretarea pentru teză, instalați SPSS-ul gratuit pentru o lună de zile, și vă faceți analiza direct în el. Pentru că în SPSS sunt mai multe teste pe care le puteți aplica, mai multe detalii și mai bine, dacă vreți, dacă nu, puteți folosi și Excel-ul în teză, nu e nicio problemă, nu vă refuză nimeni teza din cauza aceasta, da? Cine vrea, cine dorește să se joace cu așa ceva. Da. Plăcere tuturor. A ajuns doamna Sabenișoara la... A deschis sursa de date? Să mai facem o dată? Am deschis. Începe, doamna profesoară, că tot am reușit să bag datele să... Păi, hai, uite, deci mergem în Analyze Bivariate Correlation. Da? Și trecem în partea dreaptă toate valorile pe care le avem noi ca să ne calculeze corelația. Ce valori aveți acolo, da?
Ați reușit? Da. Bun. Pentru care dintre valori, uitați-vă în tabelul dumneavoastră și pentru care dintre valori aveți SIG-ul așa mai mic decât 0,05 și de asemenea reprezintă o valoare mare, indiferent dacă e cu minus sau cu plus. Adică, uite, noi aici am avut 0,00 la toate și valori mari au fost 82 și 79. Eu am 0,00 și de ce scrie? .999 și 1000, nu știu. Așa, acela la 999. Între cine și cine este? Intersecția dintre linie cu coloană. Uite, la mine este între rang și agilitate. La dumneavoastră cât? Unde este? La, între ce și ce? Eu n-am dat. Am zis variabila 3 cu... Data la variabila 1 nici măcar nu mi-apare sigur. Hai, dați un share la... La 3 cu variabila 2. Aș putea, da... Așa, bun. Hai să vedem. Deci, atunci, una dintre variabile o influențează pe cealaltă, da? Variabila 3 pe variabila 2. Și în cazul ăsta, ce o să faceți? Mergeți aici în meniu Analyze, Regression, Linear, și la variabila dependentă, vă alegeți dumneavoastră, că știți cum se numește variabila 3, să zicem. Adică trebuie să alegeți, cum să spun eu, variabilele din punct de vedere logic. Să nu fie un nonsens din punct de vedere al sportului. Înțelegeți ce spun? Adică statistic eu pot să verific și variabila 2 în funcție de variabila 3 și 3 în funcție de 2. Dar o să-mi dea R pătrat diferit, asta odată. În al doilea rând, depinde ce urmăriți dumneavoastră, ce reprezintă variabila 3 și ce reprezintă variabila 2. Depinde ce urmăriți să analizați. Și undeva aici, pun, în loc de rang, pun variabila 3 și din coace la variabila independentă, în loc de agilitate, pun variabila 2, de exemplu. Da? La statistici bifez toate testele. Becov acesta nu l-am bifat pentru că este ANOVA cu covarianță. Și nu are sens să facem acest lucru în cazul nostru. Și dați click pe OK. Ați ajuns până aici? Ați reușit? Da. Bun. Și ce R v-a dat? R pătrat? 1.00. R-ul și R pătrat? 1.00. Deci înseamnă, în acest caz, că ați pus o întrebare de genul acela, ciupercuță într-un picior, ghiși ciupercă ce? Știți? Pentru că R-ul trebuie să fie în general mai mic decât 1. El trebuie să aibă valori, cum am zis, cel mai bine cuprinse între 0,95 și 0,99. Mă înțelegeți ce spun? Adică există, practic, variabila 2 cu variabila 3 par a fi identice sau având aproximativ aceleași valori. Da, păi așa aveau. Așa părea și în corelații. Păi asta e, nu se poate. Deci trebuie să fie valori oarecum diferite, nu poate să fie identice. Când apare R pătrat 1, înseamnă că cele două variabile sunt aproape identice. Și nu e cazul. Adică e ca și cum aș fi ales eu aici totalul, când era clar că totalul este suma acestora și dacă aș fi ales ca variabilă independentă totalul și ca dependentă totalul și ca independente toate celelalte 10 variabile, mi-ar fi ieșit și mie R pătrat 1. Pentru că era clar că totalul e format din fiecare suma celorlalte variabile. Atunci, nu știu, din ce văd eu, adică în toate aplicațiile pe care le-am făcut dumneavoastră, deși ați spus că nu contează datele numerice pe care le avem, îmi dau seama că de fapt contează foarte mult. Pentru că interpretarea datelor după, păi așa, dacă știam, mi-alegeam de la început o bază de date care corespundea cumva testului, că așa ne-am ales orice de pe internet.
Deci, din punctul meu de vedere, puteți să folosiți această aplicație să-mi demonstrați că ați făcut regresia și așa mai departe. Nu mai la dreapta și să ajung să fac regresia, dar dacă mie îmi dau de fiecare dată, rezultatele sunt nu greșite, cât nu știu, nu corelează, nu sunt în corelație și nu îmi dau ce trebuie, atunci nu mai știu cu nimic, adică nu am un rezultat. Da, n-ați reușit decât să învățați să aplicați regresia lineară și să o interpretați. Cam asta este scopul acestui curs. Să știți când să aplicați și cum să aplicați și ce să aplicați. Deci, dumneavoastră, practic, ați reușit acum să aplicați o regresie lineară, ați învățat cum să o folosiți. Ne-a ajutat, cred că, pe toți faptul că dumneavoastră ați ales greșit. Mă rog, impropriu zis greșit, că prima dată nu au corelat variabilele și a doua oară au corelat prea bine. Deci, acest caz ne-a ajutat pe toți să înțelegem că există astfel de situații. Deci, a fost super bună atitudinea dumneavoastră, să spun așa. S-a nimerit bine, da? Dar, într-adevăr, când veți lucra pentru teza de doctorat, trebuie neapărat ca valorile dumneavoastră să fie bune, să fie corecte, că dacă nu sunt corecte, veți aplica diferite teste, dar nu veți demonstra evaluatorului decât că știți să aplicați teste statistice și acolo nu sunteți la disciplina statistică, acolo sunteți la... acolo trebuie să afirmați cu tărie o anumită ipoteză pe care ați conceput-o dumneavoastră. Deci atunci contează foarte mult la datele. La mine nu contează, că eu nu vă dau acum notă pentru cât de corect e modelul. Eu vă dau notă dacă știți să aplicați modelul și să-l interpretați. Dar altfel, dacă n-ar conta datele, n-ar mai trebui să mai alegem între testul T, testul Z, testul nu știu care, regresia nu știu care, simplă, multiplă și așa mai departe. Și în cazul meu, la interpretarea asta, care am făcut regresia liniară, da, și mi-a ieșit R-ul cu 1. Asta ce înseamnă? Care este... Interpretarea. Interpretarea este că cele două valori... cele pe care le-ați analizat dumneavoastră, corelează foarte puternic, influența este maximă, că sunt aproape identice, că se influențează, cum să zic eu, reciproc, foarte, foarte puternic. Da. Asta este interpretarea. Deci, în proporție de aproape 100%, variabila 2 o influențează pe variabila 3. Am înțeles. Da? E foarte bine că am luat cazuri dintre aceste extreme, că în felul ăsta observăm că ele există și observăm la ce ne ajută cu adevărat regresia și ce putem interpreta cu ajutorul ei. Și așa va trebui să facem și pentru examen. Aplicăm unul din testele predate de dumneavoastră la baza noastră de date, interpretăm rezultatul și asta e tot? Da. Deci pentru examen trebuie să faceți acel PowerPoint. PowerPoint-ul îl puteți... O secundă să răspund domnului și apoi... Vă spun și dumneavoastră. PowerPoint-ul completați cum v-am spus. Întâi explicați care e sursa de date, puneți ipoteza, puneți tabelele cu rezultatul afișat de Excel sau SPSS, ce folosiți dumneavoastră, și la sfârșit interpretarea. Dumneavoastră trebuie să faceți, trebuie să fiți foarte atent pentru examen ce test alegeți. Adică nu alegeți, nu scoateți din buzunar. Și primul lucru, vă uitați, știți, dacă vă aduceți aminte, la seminarii, am făcut noi în seminarul 5 sau 6, v-am pus niște tabele acolo în care vă spuneam ce tip de test trebuie să alegem în funcție de tipurile de date. Parcă în seminarul 5 sau în seminarul 6. Și cred că și la unul și la altul. Vă uitați în aceste tabele, alegeți tipul de test, îl faceți,
îl interpretați și asta e tot pentru examen. Oricare dintre ele, v-am zis, poate, la o adică poate fi și aplicația 2 și aplicația 3 și aplicația 4, până și 1 poate fi, dar important este să o faceți corect. Să se potrivească aplicația cu sursa de date. Testul pe care l-ați ales cu sursa de date pe care o aveți. Doamna profesor, mai avem timp să facem testul de încă o dată și ANOVA, ca ați spus data viitoare? Da, haideți să facem încă o dată. Da, am răspuns domnului, e de acord, am înțeles. Da, mulțumesc. Da, așa, ok. Uitați. Stați un pic. Deci uitați, aici erau tabelele acelea pe care vă ziceam eu să le citiți și în funcție, uite, de tipul de variabilă și așa, alegem tipul de test. Da? Și după ce am ales tipul de test, trec și în Excel sau în SPSS și îl analizez. Bun. Deci, a mai zis cineva ceva, m-a întrebat cineva ceva. Nu mai știu ce. În afară de... Acum depinde de colegii dumneavoastră. Dacă vor să mai vadă încă o dată testul bine, dacă nu, puteți să închideți. Din punctul meu de vedere e ok. Adică am făcut cele patru teste, cele patru aplicații. Acum revin asupra celor anterioare. Asta decid colegii dumneavoastră. Întrebați-i pe dânsii. Sigur, din punct, da, sigur, fără probleme. Bine.